De la 1 ianuarie a devenit funcțional transportul metropolitan Iași. Pentru început vor fi deservite 12 trasee în localități din jurul Iașului. Pe parcursul acestui an vor deveni funcționale și celelalte 18 trasee propuse de Asociația Metropolitană de Transport Public Iași. Printre traseele operabile de la începutul anului sunt cele care pleacă din Târgu Cucu spre Doroban și Aroneanu sau din Rond Copou către Horleș și Breazul Rediu Păcurari. O parte dintre trasee rămân neschimbate. Un bilet de o călătorie cu durată de 120 de minute costă 5 lei, iar unul de două călătorii cu valabilitatea de 120 de minute costă 12 lei. Un abonament unic valabil 30 de zile doar pe raza UAT-urilor până la punctele de debarcare din municipiul Iași costă 200 de lei.